Dimineața, așa cum v-am arătat și v-am informat ieri, am început un circuit prin anumite zone ale țării noastre. Prima destinație a zilei de astăzi o reprezintă Grădina Botanică din Cluj. Câteva cuvinte să vă prezint mai succint, așa, pentru că sunt multe de spus despre această grădină. Deci, Grădina Botanică din Cluj este o instituție științifică, didactică și educativă, subordonată Universității Babeș-Bolyai, dispusă pe o suprafață de 14 hectare, pe un teren propice pentru creșterea și dezvoltarea plantelor de pe diferite continente, unde sunt cultivate aproximativ 10.000 de categorii de specii. Bazele instituției au fost puse de către profesorul Alexandru Borza în anul 1920. Grădina Botanică îi poartă și numele fostului profesor. Această grădină este împărțită în mai multe compartimente: ornamental, fitogeografic, sistematic, economic și medicinal. Sectorul ornamental găzduiește în funcție de sezon multiple specii și varietăți de plante decorative. Peste 100 de taxoni de lalele, brândușe, narcise sunt prezentate aici în fiecare primăvară. O altă atracție deosebită a grădinii este Grădina Romană, cunoscută și sub denumirea de Grădina lui Pliniu, dominată de statuia zeiței Ceres și încadrată de două sicrie descoperite în vechiul oraș roman Napoca. Aici pot fi întâlnite plante care se cultivau în orașele romane, dar și în grădinile țăranilor din Dacia Traiana, a căror denumire științifică poate fi regăsită în denumirea populară a acestor plante. Un alt, după cum v-am mai spus, un alt compartiment ar fi sectorul economic, care grupează plante după modul lor de utilizare în plante alimentare, tehnice, furajiere, melifere, continuând tradiția primelor grădini botanice, care erau mai ales grădini de plante medicinale. Grădina Botanică în care ne aflăm deține un sector al plantelor medicinale. Aici se cultivă atât plante de leac tradiționale, utilizate de poporul român, cât și cele cuprinse în farmacopeia română. În cadrul grădinii mai există două zone de interes general: erbarul, care conține 655.000 de coli din toată lumea, cu valoare științifică deosebită și care sunt mereu la dispoziția studenților și a cercetătorilor. În continuare o să parcurgem întreg teritoriul grădinii botanice și o să vă prezentăm imagini. Thank you.
care l-am fixat pentru astăzi în municipiul Cluj. Era Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj. Spun că era, deoarece, din păcate, este închis astăzi. Deci programul de vizitare este de miercuri până duminică. Ne aflăm în centrul municipiului Cluj, unde avem Catedrala Catolică din Cluj, flancată în lateral de statuia regelui ungur Matias Rex și cei patru războinici. Deci această zonă este zona de centru a municipiului Cluj, zona de promenadă și de relaxare pentru clujeni, o zonă foarte frumoasă. Vreau să vă spun că foarte curat, am remarcat acest lucru, ca întreg orașul Cluj, foarte curat, dar foarte, foarte aglomerat. Foarte greu se poate găsi un loc de parcare pentru mașină. În această zonă găsim clădirea administrativă a municipiului Cluj. Este clădirea în care și-a desfășurat activitatea primul primar al municipiului Cluj, doctorul Iulian Pop. Tot în această zonă avem Universitatea de Artă și Design din Cluj. Zona este foarte, foarte frumoasă. Iar dacă noi am prins astăzi o vreme nu tocmai prietenică pentru vizitat, dar nici măcar vremea nu poate să șteargă sau să diminueze frumusețea clădirilor pe care le întâlnim în această zonă a municipiului Cluj. Tot în zona centrală a municipiului Cluj se află Muzeul de Artă, în această impozantă clădire foarte frumoasă. Imagini de la frumoasa salină.